Artistul Tudor Chirilă a avut parte de un scandal în plină stradă. Cântărețului i-a fost mult telefonul din mână de către un șofer care a parcat neregulamentar pe trecerea de pietoni într-o zonă circulată a Bucureștiului. Mașină parcată pe trecerea de pietoni. Șoferul relaxat. L-a rugat să nu parcheze. Ce mă filmezi? Ai dreptul să mă filmezi? Da, ești pe domeniul public, ești pe trecerea de pietoni. Da, și dacă te filmezi și eu? Filmează-mă și tu. Mașină parcată pe trecerea de pietoni. Iritat că este filmat, bărbatul agresiv i-a luat artistului telefonul din mână. Tudor Chirilă a afirmat că a sunat la poliția sectorului 1 de 5 ori fără niciun răspuns. Apoi i-a atras atenția șoferului că ar trebui să parcheze pe locurile special amenajate. Dacă polițiștii se vor sesiza, șoferul riscă o amendă de peste 700 de lei.